Bine ați revenit! Să revedem pe scurt ultima întrebare. Avem două corpuri identice din toate punctele de vedere, cele albastre pe care le vedeți, adică au aceeași formă, aceleași dimensiuni, aceeași masă, absolut toate proprietățile lor sunt identice. Și mai avem și două resorturi identice din toate punctele de vedere. Prindem cele două resorturi de cele două corpuri și obținem două ansambluri, să le spunem corp-resort, evident, de asemenea, identice. Apoi punem ambele ansambluri corp-resort pe o suprafață orizontală, dar într-un caz cu corpul jos și în celălalt caz cu corpul sus. Și apoi comprimăm ambele resorturi cu o altă suprafață orizontală, de pildă o scândură, așa cum vedeți în acest desen final. Care dintre cele două ansambluri apasă mai puternic suprafața de jos? Dacă un corp se găsește pe o suprafață orizontală, să zicem tăblia unei mese, atunci asupra lui acționează două forțe, așa cum vedeți în desen. Greutatea, adică forța cu care îl atrage pământul, și o forță cu care îl împinge în sus suprafața pe care stă, notată în desen cu M. Această forță trebuie să fie egală în modul cu greutatea, altfel corpul n-ar fi în echilibru. Dar de ce este ea egală cu greutatea? Deoarece corpul apasă masa în jos cu o forță M2, egală cu greutatea lui. Iar principiul al treilea, principiul acțiunilor reciproce, spune că dacă un corp acționează asupra altui corp cu o forță F, atunci corpul al doilea acționează și el asupra primului cu o forță egală în modul, dar de sens contrar. Deci N și N2 sunt acțiune și reacțiune și sunt amândouă egale cu greutatea. Atenție! După cum vedeți, N nu este reacțiunea greutății. Greutatea apare datorită interacțiunii corpului cu pământul printr-un câmp gravitațional, adică corpul și pământul se atrag. Reacțiunea greutății este forța cu care corpul atrage pământul, dar pentru că masa pământului este mult mai mare decât masa corpurilor care ne interesează acum pe noi, efectele acestei forțe asupra Pământului sunt practic zero, așa că ea nu ne interesează. Pe scurt, datorită atracției Pământului, corpul apasă suprafața pe care stă cu o forță N2, egală cu forța cu care îl atrage Pământul, și apare o reacțiune la această forță N, egală cu N2, deci și cu greutatea. Să numim această situație situația A. Dar dacă asupra corpului apasă o forță verticală, să-i spunem F, așa cum vedeți în desen, atunci apăsarea corpului pe suprafața pe care stă va fi suma dintre greutatea lui și forța F. Deci în cazul acesta N va fi G plus F. Să numim această situație situația B. Acum putem reveni la întrebarea noastră. Să presupunem că punem ambele ansambluri corp-resort pe o masă, așa cum vedeți în desen. Evident, apăsările exercitate de ele asupra suprafeței pe care sunt puse vor fi, amândouă, egale cu greutatea totală a ansamblului corp-resort. Ambele ansambluri sunt în situația A. Și deci apasă suprafața pe care sunt puse cu o forță egală cu greutatea lor. Pentru că nu sunt și alte forțe care acționează asupra lor. Dar să comparăm această situație cu cea care apare în întrebarea noastră. Observați o diferență? În starea la care se referă problema, resorturile au aceeași lungime, pe când sus au lungimi diferite. Dacă vreau ca resortul din stânga să aibă aceeași lungime cu cel din dreapta, trebuie să acționez asupra lui cu o forță F. Dar atunci ansamblul corp-resort din stânga este în situația B. Apăsarea pe care o produce este egală cu greutatea totală plus forța F. Iar dacă comprimăm și mai mult resorturile, așa cum spune întrebarea noastră,
apăsarea din stânga asupra resortului va fi întotdeauna mai mare decât cea din dreapta, deoarece în dreapta o parte din forța necesară pentru comprimarea resortului este dată de greutatea corpului. Deci amândouă ansamblurile corp-resort sunt în situația B, dar forța externă care acționează în jos asupra ansamblului din stânga este mai mare. Cu alte cuvinte, forța exterioară necesară comprimării resortului din stânga la aceeași dimensiune cu cel din dreapta este mai mare decât forța exterioară necesară comprimării resortului din dreapta. De fapt, diferența dintre cele două apăsări este tocmai greutatea corpului. Dacă notăm cele două apăsări cu F stânga, respectiv F dreapta, așa cum vedeți în desen, atunci avem relația F stânga este F dreapta plus G. Adică diferența F stânga minus F dreapta este egală cu G, cu greutatea corpului. Ceea ce înseamnă că apăsarea pe suprafața de jos este mai mare în scazul din stânga cu greutatea corpului. Pentru cei interesați de găsirea răspunsului la întrebare prin rezolvarea matematică a problemei, bazată pe ecuațiile de echilibru, vă prezint rezolvarea pe care mi-a trimis-o domnul Dumitru Antonie, cu mulțumiri pentru colaborare. După o întrebare grea, vă propun o întrebare ușoară, dar de data asta, după o întrebare grea, vă pun o întrebare și mai grea. Am un motiv întemeiat ca să fac acest lucru, dar nu vi-l pot spune, deoarece cred că v-ar ajuta prea mult. Îl voi spune însă, bineînțeles, când vom analiza împreună întrebarea săptămâna viitoare. Într-un tub lung de sticlă, să zicem cam de un metru, avem apă și o coloană de aer, așa cum vedeți în desen. Ca să n-apucați să vă întrebați cum de nu se ridică aerul în tub, vă spun că între aer și apă se găsește o membrană elastică foarte subțire, care nu are alt rol decât de a nu lăsa aerul să se ridice, deci nu contribuie cu nimic la presiunile din tub. De altfel, nici nu are cum, deoarece apa este practic incompresibilă, așa că presiunea aerului nu face decât să lipească membrana de apă. Iar asta înseamnă că și dacă introducem cumva cu o pompă mai mult aer în capătul de jos al tubului, volumul aerului din tub rămâne același, deoarece nu putem comprima apa. Ceea ce înseamnă că presiunea aerului ar crește fără ca membrana să se tensioneze. Deci, repet, membrana are doar rolul de a nu lăsa aerul să se ridice în tub. Nu știm cât este presiunea aerului din tub, dar acest lucru nu are importanță pentru întrebarea care urmează. Știm doar că la capătul de jos al tubului, în zona desenată cu alb, se găsește aer la o presiune suficientă ca să țină membrana lipită de apă. Dar, la un moment dat, membrana se rupe și aerul urcă în tub, ajungându-se în situația din al doilea desen. Iar întrebarea este următoarea. Cum este presiunea în punctul P de la baza tubului în cazul al doilea? Mai mare, mai mică sau egală cu presiunea în cazul în care aerul era jos? Mulțumesc pentru atenție, succes, pe curând!